tăiat. Așa arată. Se vede cum arată. Făcut împreună cu cozonacul cu aluat opărit. Ia uitați-l cum arată. Așa, el așa a ieșit astăzi. Ia uitați cum arată. Vedeți? Avem 600 de făină, două întregi, două gălbenoșuri. Aici eu am optat pentru miere de albine și am pus circa 140-130 de miere, dar puteți pune 150 de grame de zahăr, 5 grame de sare, 55 de untură, 150 de unt, pastă de mandarine, puneți după gust, sau coajă de portocală, coajă de lămâie, esență de vanilie, ce aveți. 150 de lapte, 200, depinde cât de uscată este făina, și 15 grame de drojdie. Să punem 100 de lapte. Și punem pe foc să se încălzească. Aici cernem făină. Așa, făina o încercați cu mânuța și dacă să vedeți cât este de uscată, o strângeți. Vedeți? Și dacă ea se desface, este uscată bine. Dacă rămâne, vedeți, a mea nu este chiar uscată bine. Mai rămâne strânsă. Ia uitați. Vedeți? Atunci știm cam cât lapte o să intre. Am 30 grame de făină și o să punem aici în... Așa, cam o lingură. Și opărim făina cu laptele și amestecăm așa bine. Și apoi o lăsăm să se răcească și adăugăm drojdia. Și dacă vă duceți pe canalul meu de YouTube la prăjituri cu camelia și bucate gustoase, cine dorește, eu în comentarii pot să las rețetele. Am circa 16 rețete de cozonac și acesta cu aluat opărit și fără aluat opărit și cu ouă întregi și fără frământare și cu frământare multă și cu foarte multe gălbenușuri și cu gălbenușuri și doar din albușuri făcut în loc, fără gălbenușuri, un cozonac simplu. Foarte, foarte bun. Și cozonacul cu cacao umplut cu cremă de nucă de cocos. Într-un bol. O să pun pastă de mandarine și am să o pun aici ca să se topească. O să punem ouăle. Gălbenușurile. Mierea. V-am spus, cine nu dorește să pună miere, pune 150 de grame de zahăr. Mierea este opțional. Așa. Și punem și sarea. Să se topească aici bine, bine. Și amestec o linguriță de zahăr, eu o pun așa cu mânuța aici. Când punem drojdia, să se aici am opărit făina cu lapte și am pus cam o linguriță de zahăr. Și urmează să punem drojdia. Așa, am să pun la topit și untul și untura. Și să ungeți tăvile cu untura, să vedeți ce fragizi rămân mai mult timp. Aici am 15 grame de drojdie și am să o pun așa aici, în interior.
puteți pune și 25 de grame, dacă vă este teamă că nu crește. Așa. Și amestecăm așa bine drojdia. Să se topească. Și lăsăm puțin să crească. Și pentru umplutura noastră, deci 200 de nucă, 100 de lapte fierbinte peste, o să punem cam, după gust, 100-150 de zahăr. Eu am să pun o lingură, două de miere. Dacă dorim, putem pune și cacao, circa 30-40-50 de grame de cacao, cât de neagră o doriți și de concentrată, esență de rom și două albușuri care ne-au rămas de la găgănușuri. Le-a fiert și punem aici peste. Și amestecăm. Am să pun și mierea sau zahărul, ce doriți. Miere. De miere am pus. Și gustați. Crema o gustați. Vă puneți zahărul cât credeți că doriți să fie de dulce. Așa. Și dăm deoparte. Și amestecăm. Miere se topește acum. Și compoziția. Și aluatul. Deci eu îl las până mâine. Și mâine dăm la cuptor împreună. Să punem și cacao. De cacao am pus. Dau deoparte. Punem esența de rom. Două fiole. Și cum s-a răcit un pic, punem albuștri. Secăm. Ca să nu mai secăm așa bine. Punem și albușurile. Deci aveți grijă să nu fie fierbinte, fierbinte, să faceți omletă. Și amestecăm. Acoperim cu folie. Crema este gata. Să punem drojdia. Ia uitați-o cum se vede. Se vede cum a crescut. S-a făcut ca o spumică. Aici avem drojdia. Acum punem compoziția noastră de ou. Și amestecăm. Am să pun și restul de lapte. Puțină untură. Și acum frământăm cu untură și cu untul nostru. Frământăm bine, bine. Cine are robot, poate face și la robot această operație, că pune. Mai punem încă puțin unt. Și cum v-am spus, ungeți stăvile cu untură ca să rămână fragezi și nu se usucă.
Îl batem încet și îl împăturim. Vedeți? Așa. Cam asta e. S-a oprit video, cred că internetul nu merge așa de bine. Acum am să pun aici crema sărăcit. Eu le dau la frigider până mâine dimineață. Ia uitați, crema deja s-a întărit. Vedeți? Aceasta este crema. Aluatul ăla avem aici. Acum le acopăr cu folie pe amândouă. Vedeți? Așa. Și dau la frigider. Până mâine dimineață. În acest timp aluatul se odihnește și o să-l lucrăm foarte, foarte bine mâine dimineață. Și îl scoatem. Ne trezim la 5, la 4, la 3 de noapte. Îl scoatem și îl lăsăm la temperatura camerei. Se încălzească și după aceea îl facem. Cine dorește poate pune și rahat. Le dăm la frigider până mâine dimineață. Avem nevoie de puțină untură. Vedeți, am să iau și am să mâng tava. Așa, mâng aceste tări. Aceste foi și am să pun una aici și una aici. Și această foaie o punem pe mijloc, așa. Și aici am aluatul de aseară care l-am făcut ieri. Eu dimineața l-am scos din frigider și având în vedere că el este foarte rece, are untură, are mai unt în interior, eu l-am lăsat să se încălzească, apoi l-am frământat bine, bine, bine ca să se încălzească untură, untul și după aceea a crescut. Ia uitați cum arată. Vedeți? Așa. Și îl punem aici pe masă. Și eu cred că o să-mi ajungă aici în tavă pentru un cozonac și am să-l împart așa în două. Ia uitați aluatul cum arată, vedeți? Așa. Și îl împărțim așa în două. Aici avem crema noastră umplută, făcută tot de aseară și ținută la frigider și scoasă dimineața să nu fie rece. Așa, ce frumos miroase. Așa. Și acum o să dau ușa deoparte. O să întindem mai întâi unul și pe urmă pe celălalt. Puteți întinde și cu sucitorul, dacă doriți. Așa, puneți puțină făină. Așa. Ia să vedem dacă nu mi se lipește, nu se lipește. Așa, ia să vedem. Și punem jumătate din umplutură. Jumătate din umplutura noastră. Așa. Și-o întindem. Eu am lăsat nuca puțin mai mare, măcinat un pic mai mare de data aceasta. Nu mai pun nici stafide și nici rahat. Pun doar cu nucă. Și acum întoarcem. Întoarcem așa. Încet.
avem prima foaie. Strângem așa pe margine aici și o să întindem pe cealaltă. Întindem așa cu mânuțele și punem cealaltă umplutură. Așa. Și acum răsucim. Încet. Este foarte moale aluatul. Este pufos, pufos. Așa. Și apoi o să-l dăm cu gălbenuș și cu puțin lapte. Așa. Și-l lăsăm la crescut acum. Ia uitați, o să iasă un cozonac mare, mare. Așa. Îl dau deoparte. Aici am un nou. Amestecăm așa bine gălbenușul nostru. Și ungem cozonacul. Așa. Lungem bine, bine peste tot. Eu am să-i pun și niște nuci deasupra. Acum am să pun și nucă. Ia uitați, miez de nucă. Punem așa deasupra. Este prăjită nuca mea. Așa. Așa. Și acum mai ungem puțin cu ou, așa, pe lângă. Ia uitați, îl lăsăm să mai crească. Este moale, moale, moale. Așa. Ia uitați cum arată. Așa, astăzi mi-a ieșit așa. Mi-a ieșit. Ia uitați-l. Astăzi mi-a ieșit așa. Cum arată în interior. Tăiat. Așa arată. Se vede? Așa. Ia uitați-l. Cum arată. Făcut împreună cu voi cozonacul. Așa. Așa. Sper să nu fac pozne. Așa arată, cu aluatul părit. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru vizionare. Vă doresc. Ne vedem cu următoarele rețete. Vă pup dulce și vă îmbrățișez cu mare, mare drag. La revedere! Sărbători fericite!